Dulescu, deținutul politic. Vreau să văd și eu un deținut politic, cum arată. Domnul deținut politic, păi cum poți să te consideri deținut politic? Pentru că tu... Dacă mai vorbești... Cum poți să te consideri tu deținut politic? Eu da, dar tu ce ești? Nu ești revoluționar. Ce cauți, mă, între comuniști, mă? Cum poți să te consideri tu un deținut politic, mă? Cum te consideri tu un deținut politic, mă? Că ai fost arestat pentru corupție, mă. Corneliu Coposu, Iuliu Maniu, acea doamnă Rizea, Arnăuțoiu. Ce sunt ăia, mă, dacă tu ești deținut politic, mă, eu, domnule deput? Așa ai spus la televizor. Cum te poți... Așa a spus și eu, mă? Da. Cum te poți consider? Nu, nu. Toți la fel sunteți. Hoții ați devenit deținuți politici, mă, hoții, mă. Cum naiba, mă, hoții, mă, deținuți politici, mă, hoților, mă, deținut politic hoțul. Cum se poate, mă, în ce țară trăim, mă? Vă e rușine? Dar când ați furat, cum a fost, mă, Rădulescule, cum a fost? Când ați furat, când ați înșelat oamenii, când ați fost corupți, când aveți funcții și luați bani. Cum este, mă, Cătălin Rădulescu? Hoților, deținut politic, ia uite ce mașină are. Aici ați ascultat deținutul politic Rădulescu, care a fost hoț.